Articole care sunt, care divizează, care aduc sentimente de ură și așa mai departe, ele sunt urcate, adică ele sunt promovate și apar mai repede în feed-ul nostru pe Facebook. Dar acolo sunt multe informații. Domnul Badea, bună seara! Da, bună dumneavoastră seara! Aveți probleme cu Facebook, înțeleg. Și mai ales cu capul, dar am și cu Facebook-ul. Nu am nicio problemă cu Facebook-ul, mi se bârlăre de Facebook, nu depind de Facebook, n-am nevoie de Facebook, până la urmă mă doare în cot. Fiecare dintre noi cred că a avut momente oligofrene de interacțiune cu Facebook-ul. Mă refer la momente. Dacă vreți, vă enumăr așa două din area lumii de răspândire imediat. În august, mai știu când, s-au retras, extraordinar s-au retras din Afganistan, forțele civilizate s-au plecat din Afganistan, câștigând prin retragere și am dat o poză, am publicat o poză de pe CNN cu talibanii care veniseră și se înstăpâniseră acolo, făceau ședință de talibani la palatul prezidențial, de așa. Plecase Nentu din palat. Și am scris, ei erau la ședință talibani, poza era absolut oficială, ca să spună, nu e nimic așa, și am scris hashtag echipa câștigătoare. Asta a fost tot. Și m-a blocat. Adică nu e conform politicilor. Ce politici? Nu e bine. Bă, nu e bine. Te-a blocat, dar alte manipulări și alte nenorociri nu sunt blocate. Acum nu pot să mă conectez la pagina mea, nu mai sunt blocat, dar zice că nu știe dacă sunt chiar eu. Eu am bifă de aia albastră, eu s-au autentificat de 5 ani, știi? Dar ei zic, bă, dar o fi ăsta? Da, eu sunt. Da, e? E? Bun, deci nu am cum să intru pe Facebook-ul meu. În sfârșit. Dar filmulețul, cu toată dragostea vă spun, filmul ăsta, cu Duduia asta care urla conștiința întrânsa, este făcut după tipar. Adică totul e după tipar. Duduia a avut o experiență, ce să vezi, traumatizantă din cauza teoriei conspirației. Nu există. Pe pământ nu există conspirație. O istoria omenirii e un lung șir de conspirații, dar gata cu asta, cu conspirațiile, că acum noi suntem la putere. Și a zis, băi, deci are o experiență personală traumatizantă și atunci, din cauza acestei experiențe, a zis, eu vreau să ajut oamenii. Normal. Și acum, și a strâns documente. Strâns documente și ați înțeles care de fapt e miza, să fie regulate, adică să vină guvernul, asta este de fapt, și să spună da, nu, da, nu, da, nu. Eu nu cred că e bine asta. Asta cu discursul urii, cu nu știu ce, acum o să avem și poliția sentimentelor, o avem deja. Nu trebuie să mai simțim nu știu ce, trebuie să simțim, nu știu dacă mai am un pic, adică în fapt nu mai am un pic, trebuie să cer voie și la ce gândesc, și la ce simt, și la, bă, trebuie nenorocire. Aia cu Instagramul care este o mizerie, este o mizerie, dacă asta cu Instagramul ucide, vreau să spun ceva, nici măcar armele nu ucid. Nu armele ucid. Armele nu ucid. Oamenii ucid alți oameni. Nu armele ucid oameni. Oamenii ucid alți oameni. Deci asta cu Instagramul ucide, de asemenea, cam penibiluț, așa mi pare mie, în sensul în care Instagramul nu face nimic. Păi nu Instagramul ucide în sine. Nu. Nu. Stai puțin. Ce se întâmplă în momentul de față pe Instagram? Ce? Cu... ce se duce pe șgheabul. Deci faptul că Instagramul modifică pentru niște copii anumite percepții și ei nu mai au, nu se raportează la realitate. Deci eu mă uit pe Instagram, sunt un copil de, 14 ani. Ce cauți pe Instagram? Flășcă. Cauți pe Instagram ca toată lumea. Cauți pe Instagram să te vadă lumea, să postezi cu tine, să nu știu ce, în momentul respectiv. Ai mamă, ai tată. No, în momentul în care ne raportăm totul doar la mama și la tata, eu cred că trebuie, în momentul în care, o să vezi tu, mai crește vlăduste, mai, o să-ți vină să spară și Instagramul și eu știu ce să mai apară până atunci. Deja îmi vine să o fac, nu asta e problema, chiar îmi vine să fac, dar totuși nu o fac. Adică faptul că există Instagramul și care e un mijloc comercial, dar vinde tot felul de rahaturi. Mie mi se pare foarte importantă discuția despre rețelele de socializare. Am văzut împreună în România și în alte locuri din lume cum aceste rețele de socializare au fost folosite inclusiv împotriva ta, împotriva familiei tale, împotriva copilului tău. Întotdeauna vor fi foarte multe astfel de situații și cu toate astea n-aș vrea să vină guvernul și să spună da, nu, da, nu.
Nu știu dacă e vorba doar despre guvern aici. Domnul, dar aici poate să fie vorba de o discuție mult mai amplă. Domnul Gâdea, am avut discuții cu foarte mulți doctori și ne-am reproșat. Nu ne lăsați numai pe noi 2-3 jurnaliști să vorbim despre vaccinare. Nu suntem medici, nu suntem noi, nu putem să spunem decât cel, duceți-vă la medici, întrebați-vă. Voi trebuie să apăreți. Și să știți că am toți mi-au zis, am încercat, am apărut odată de 2-3 ori, nu vă imaginați ce am găsit în mesageria Facebook-ului. Sigur că da, noi, domnul Badea, eu, dumneavoastră, suntem obișnuiți, noi de 20 de ani suntem făcuți. Eu am zis că după ce trece pandemia, voi publica cele mai interesante mesaje pe care le-am primit pe Facebook. Oamenii nu sunt pregătiți să primească așa ceva. Noi suntem pregătiți pentru că noi ne-am imunizat în presă. Eu m-am imunizat din 92, de când Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, m-a trecut pe lista trădătorilor de țară. Mama mea a avut un șoc, i-a băgat o vecină, pagina din România Mare, pe sub ușă. Mama a avut un șoc, a avut chiar și probleme medicale. Să-ți vezi cum un demnitar al statului îți acuză copilul de trădare. Mama a luat-o în serios. Noi suntem, repet, noi suntem imunizați. Doamne, dar un medic care săracul tot liceu a tocit în facultatea ce după aia tocit. Da, dar nu e vorba doar despre medici. E vorba, nu, e vorba de un exemplu. E vorba despre faptul că Facebook-ul, inclusiv faptul că îți reține, deci știi foarte bine scandalul Cambridge Analytica, știi foarte bine, se retragă de scandaluri în care ei totuși n-au răspuns în niciun fel, iar faptul că sunt folosite date personale, că sunt folosite, că totuși astea sunt niște, nu ne reglementează guvernul, dar nici acum... Eu înțeleg asta, perfect, doar că mă referam la discursul Dudui. Sigur că eu înțeleg toată lucrurile astea, dar dacă ea îmi spune, de exemplu, unul pe Facebook, știu unde stai, vin să-ți iau gâtul, ceea ce mi s-a întâmplat de foarte multe ori și mi-a scris și exact unde stau, asta era o speță penală. Sigur. Nu era o speță neapărat. Adică sigur că și Facebook-ul trebuia să se simtă, să zică, bă, stai puțin, că de fapt ăsta l-amenință pe unul cu moartea sau cu violența sau cu ce dracul amenință și nu știu ce. Și atunci trebuia să simtă și Facebook-ul. Dar în primul rând ar fi fost o speță penală pe instituțiile statului din România la Durula Cocis. Văd că pe instituțiile statelor le interesează mai ales să controleze narativul, nu atât să intervină când sunt spețe clare de încălcare a legii penale. Deci observ și această tendință a guvernelor de a controla cât mai mult orice. Bun, asta e o tendință clară și asta este o încercare clară în permanență. Dar și până la... noi cei care am trăit în altă perioadă înțelegem și recunoaștem foarte multe dintre semnalmentele absolut îngrijorătoare. Oamenii ăștia s-au trăit în capitalism întotdeauna, ei nu sunt obișnuiți cu asta, la ei încă ei mai pot fi naivi sau... Eu nu mai pot să fiu naiv, eu am trăit și pe perioada ailaltă cu... Sunt de acord și cu asta, deci sunt total de acord. Mai... Dar nu e vorba doar despre asta, e vorba totuși de faptul că lumea, mie mi se pare că e complet razna de când cu aceste rețele de socializare sunt foarte multe cu cât oamenii comunică mai mult între ei, sigur că este foarte rău. Dar asta este din cauza acestei specii, care își va produce singură daunele. Dar eu nu cred că o parte a acestei specii, partea bună, poate interveni decisiv în îmbunătățirea, nu cred asta. Bun, Mircea, despre un alt subiect, criza politică cu tare, președintele astăzi a fost văzut în Egipt. Eu v-am spus că nu e nicio problemă. Eu v-am spus că nu știu toți, că nu știu ce e criza, care, nu spune că e nicio criză. E foarte în regulă totul. Omul era în alb. Apropo, eu prima dată chiar m-am pregătit să iau apărarea. Normal, firesc că e președintele românilor și astea, dar când a apărut aia de la Recorder sau cum se numesc aia cu Marele Alb, eu am crezut că la dânsul se referă. Și am zis, bă, stai puțin, că până aici, adică nu, după aia mi-a, stai că nu-i despre domnul președinte, mă, nu știu. Dar, da, uite, domnul președinte într-o vizită de stat, am înțeles, și stă și dânsul un pic în, asta e, în vizita de stat, e și programată bine, că noiembrie, mă rog, sfârșitul octombrie, o lună bună, pentru vizite de stat în Egipt. Ar fi fost greșit, de exemplu, în iulie. Ce să cauți în iulie în Egipt? Dă, știi? De-aia mai poate să facă, de exemplu, una în Dubai. Ar putea să facă, uite, prin martie. Ar fi o lună foarte bună de Dubai, de exemplu. Mai putea să facă una în Maldive. Ar mai fi așa că, da, sunt în Seychelles.
ar fi de vară. Da, și în Somalia e cald. În Somalia nu cred că e totuși, nu cadrează. Da, da, domnul Vanea, nu vă place cum este îmbrăcat? Parcă sunt Robert Redford cu Mia Farrow, păi, un mare Gatsby. Da, chiar sunt. Adică chiar sunt. Mi se pare că e Robert Redford în Havana. Da, vă dați seama cât de apăsați sunt ei, de ce în țară? Păi este fire, dar nu e nimic în țară, asta încerc să vă spun. Eu refuz să cred că președintele n-ar fi apăsat de situația din țară, dacă situația din țară ar fi gravă, dar în mod evident nu e. Deci acesta este un argument că nu e. Nicio problemă. Uite, acolo dâns și sunt, dar putem să apropiem un pic, că nu se vede, deși dânsul are, este impunător și are, dacă dânsul e acolo, a început și după aia a făcut și la piramide, s-a dus că, dacă tu te duci în Egipt, sigur că te întâlnești cu, uite, faci și poze la acolo, și după aia și la piramidă, e păcat că în vizita de stat, să nu, cum te-ai dus și la Pompei, de exemplu, dacă mai ținem minte bine, când, nu? E păcat să vezi și Pompei, dacă e. Asta zic, nu știu despre ce probleme vorbește lumea în țară. Bă, președintele e în regulă și nu cred că ar fi în regulă dacă ar fi probleme reale în țară. Să nu mai exagerăm cu probleme, crizele astea, nu mi se pare nicio... Dăuci, că vi se pare ceva în regulă? Nu, mi se pare foarte în regulă, dar asta, ce mi se pare foarte interesant, e cum a nimerit domnul Iohannis să intre în gaura de la piramidă, să-și facă l-au urcat securiștii, sepepiștii, l-au împins de... Sepepiștii elvețieni, ăștia elvețieni, egipteni. Egipteni, da. Dar cum se nimerește acolo, în găurica aia, mi se pare foarte tare. Da. Da. Bun, deci... Da, așa da. Nu, e, repet, e o lună bună pentru Egipt. Și eu când mi-aș face așa, bă, nene, când să mă duc în Egipt? Mă duc și eu când e în regulă. Eu sper că are timp și de piscină. Dânsul a văzut că odată apare bronzat. Adică odată, nu în sensul că o singură dată. Adică, hop, apare mai bronzat decât era. Deci e posibil să aibă și un... în vizita de stat să stea un pic și la piscină, ceea ce e corect. Și o să joace și golf. Ce dacă? Pe nisip. Golf pe nisip. Da. Dânsul cred că a zis... Răutățile, că se întoarce mâine seară, care treabă cu ciucă. Cred că, sigur, da. Cred că are, câtă treabă are cu ciucă. Aoleo, da. Dom'le, că a și ascultat vizita, am auzit la radio, ascultat, dar la radio vizita... cred că chiar la Antena 3. Că deci am mai ascultat, din ce a ascultat? Că văd că timp a avut așa de... Păi nu știu, poate erau mai multe, scurtat. Poate a tăiat golful sau poate, nu știu ce zice, golful, răutăți. Da, nu o să răutăți deloc. Că se întoarce mâine seară să nu rezolve. Nu știu de ce tot insistați asta cu răutatea, eu sunt bunătate, nu răutate, că după aia ai văzut ce pățește Facebook. Da, n-aș vrea să zic că Badea a zis urât. Nu, n-am zis. Eu tocmai, eu mă și mir ce am pățit acolo la Facebook. Eu tot timpul zic susțin, susțin, eu niciodată nu mai zic că susțin, susțin, eu totul susțin, totul e pe pozitiv. Pe mine m-a și condamnat, eu sunt condamnat de onorata instanță că am zis pe postul de televiziune Antena 3 că dacă Robert Turcescu ar fi așa pe marginea la o prăpastie, cum ar veni, și cu două degete se ține de o frunzuliță și ar zice ajutor, ajutor, eu aș trece pe lângă el ca și cum n-ar fi. Și mi-a zis în altă instanță că nu, că totuși trebuie să-l salvez pe Turcescu dacă e. Deci așa m-a condamnat. De asta nu, eu sunt tot și eu, dar nu pot, eu acum doar îl susțin, te susțin, te susțin, mă uit la el așa și hei, hai că poți, te susțin. Da. Deci, foarte bun. Dar din ce a scurtat, domnule, vizita? Că aici n-am înțeles. Știm din ce, ce anume dintre evenimentele sau din, nu mai au loc acum, că n-ați. Dacă, dar unde ați auzit dumneavoastră la radio, domnul Ciubică? La ce radio? Ce radio ați ascultat dumneavoastră? Cred că radio Antena 3. A, la Antena 3, am înțeles. La pozele astea nu le-ați văzut la radio? Cu o zi, nu l-am văzut, domnule, acum seara l-am văzut în Găurica de la piramidă, dar după amiază am auzit că și-a ascultat asta de stat cu o zi. Păi nu mai stă. Ca, exact, ca să vină mâine seară să rezolve cu da, sunteți prea serioși. Nu sunt mie mi-a atras doamna Porumbel atenția. La ați ce? Văzut, doamna Iohannis are și poșetă cu dumneai în deșert. Păi normal. Păi acum, trebuie... Stați, nu mă pricep, poșetă. Habar n-am. Păi și poate are un șervețel, poate are o... Nu? Să, poți să știi și pe acolo, în deșert. A, pizza, exact, ceva. Deci mie îmi place, este absolut în regulă și de-aia susțin. Absolut susțin. Și eu m-aș fi dus în Egipt. Am un pic de treabă pe aici însă. Dar și eu m-aș fi dus să ne iau o tură. Adică a fost Ciutacu la Sharm el Sheikh, o tură, a zis că și-a luat concediu o săptămână. A postat el pe Instagram, unde a dat, a făcut geloși pe unii care nu erau în Egipt, așa? Și l-am întrebat, dar unde ești oaie? Zice, în Egipt. Ah, bravo. Deci și eu m-aș fi dus în Egipt, dar tura asta n-am cum, că
Asta e, am un pic de treabă pe aici pe Cocioc. Da. Bun, domnul Badea, da, spuneți, domnule... Ce să mai spun, domnul Gâdea? Că vreau să vă întreb următoarea chestiune. Cum comentați ce a zis astăzi profesor Adrian Stănu-Cercel cu certificatul verde? Bun. Că nu e bine. Asta cu certificatul verde în formula asta, poate, eu, sincer, eu am, nu că m-am lăsat de asta cu COVID-ul de tot, după cum bine știi. Adică absolut din când în când mai zic așa că n-ai cum să nu zici, că n-ai cum să nu zici, dar nu mai, na. Deci, sigur că asta cu certificatul verde este pentru toată lumea civilizată, într-o formă sau alta. Acum nu știu dacă forma asta de-o treceau ăștia prin Parlament e, sau vreau să o treacă, e conformă cu... certificatul verde de pe străinezia. Habar n-am. În principiu sună ușor stupid, sau mă rog, da, sună stupid din punct de vedere strict epidemiologic asta cu să-i belești complet pe nevaccinați, de vreme ce și vaccinații se pot infecta și pot transmite. De fapt, asta, eu așa am înțeles că a spus domnul doctorul, a spus că prin acest certificat verde a vrut de fapt să facă vaccinarea obligatorie. Da. Adică miza certificatului verde era alta. Era aia cu noi, din punct de vedere epidemiologic, adică să limitezi transmiterea, da, virusului. Ori ei cu certificatul verde au încercat să facă, de fapt, să facă vaccinarea obligatorie. Da, care e un pic altă speță. Asta am înțeles eu. Asta încearcă să facă în România, dar în România, asta au reușit să facă în tot vestul Europei, că deja acolo e făcut. Nu, repet, nu știu exact cu obligativitatea asta. Eu vă zic așa, deci am o prietenă care s-a dus cu încă cineva la Viena, de exemplu. La Viena, prietena mea vaccinată, cealaltă doamnă cu care s-a dus, nevaccinată. Și atunci prietena mea a zis, uitați, eu sunt vaccinată, bine poftiți, dumneavoastră, eu nu sunt vaccinată, dar am test. Și a zis, bine poftiți. După aia din Viena a plecat la, deci Viena, Austria, a plecat în Germania, nu știu unde. Și în Germania s-a dus și a zis, bună ziua, bună ziua la acolo la graniță. Noastră, eu sunt vaccinată, ne bucurăm. Test aveți? Da. Deci era vaccinată, dar și-a făcut și test ca să intre în Germania. Deci nu ajungea doar că în Austria a fost suficient că e vaccinată, în Germania trebuie și test. Deci de asta spun, nu știu exact cum e... peste acum, tot, care e, sunt toate trebuie. Dar în principiu, test, când ai test negativ, înseamnă că n-ai virusul. Deci dacă ai test negativ, n-ai virusul. Una e în Germania și alta e regulile din Germania pentru nemți. Este adevărat, de-aia vă spun că dar nu știu, dar n-au fost așa de răi cu măsurile ca italienii și ca francezii, ci că au fost mai blânduți. De asta vă zic, nu cred că a fost peste tot la fel și nu știu exact dacă în România, cum au vrut o anumită parte a spectrului politic. Nu știu dacă au făcut-o ca în străinezia, oricare străinezii ar fi. Nu știu. Deci chiar nu știu. Dar, într-adevăr, cred că Neumann, când vorbim despre răspândire, greutatea trebuie să pice pe testare, ai sau nu carcalacul, pentru că, în mod evident, și dacă ești vaccinat, poți să ai carcalacul și să-l dai mai departe. Asta e sunt mai evident. Multe țări care poți să fii, deci, vaccinat și dacă nu ești și testat. Da, și dacă nu ești și testat, nu... Da. Și mie mi se pare testarea... Vorbim despre testare de amănebunii, dar e logic. Eu am vorbit, eu nu cred că în acest moment în care noi mai vorbim despre testare în România și dacă vorbim despre orice în România, eu nu cred că se mai poate întâmpla nimic, o schimbare dramatică. De ce? Nu cred. Dar... e prea târziu, e prea mult. Vorbim despre numere foarte mari. Mulți infectați, mulți bolnavi, pierdută, mulți la ATI, mulți. Treaba asta nu se mai rezolvă acum decât de la sine. Dar până în primăvară. Să știți că oamenii conștienți aplică chestia asta. Un amic de-al meu ne-a invitat la o petrecere. Eram toți care am fost la mica aia petrecere, eram vaccinați. A chemat și o asistentă de la o firmă privată. Ne-a făcut teste tuturor participanților. Câte oamenii care sunt conștienți? Eu nu înțeleg. Am întrebat de m-am plictisit, am întrebat oameni care se plictiseau, am întrebat jurnaliști, am întrebat, de ce nu vor să testeze? Domnul Badea, la emisiune ce faceți, domnule? Poftiți, ce am făcut? La emisiune ce faceți? Da, e o întrebare foarte bună la care nu s-a răspuns încă. Păcat. O să mă mai uit un pic și la fotografiile cu domnul președinte. Am difuzat ieri o melodie pentru că îl susțin și fiind eu un spirit mai ludic, am difuzat și o melodie cu Faraoanca, Faraoanca, foarte drăguță așa și eu ți-aș da și piramide, ne jucăm de-a faraonul, foarte tare, mi s-a părut bună și cum a fost primăvara arabă,
Cred că domnul președinte, când a auzit de primăvara arabă și a auzit că și în Egipt a venit primăvara arabă, a zis, cred că ăsta e un sezon bun. Dar acum, nici toamna arabă nu e chiar foarte, foarte rău. Plus că dânsul chiar poate acum văzând, dânsul știți că este și cu incintele, are și mai multe imobile și a renovat și vila aceea a lui Gheorghiu Dej. Care a fost a lui Gheorghiu Dej, mă rog, și a renovat-o mult de tot, vreun an a renovat-o când a devenit președinte și astea. Eu cred că mai poate lua niște idei, știi, de la vechii faraoni, să zică, bă, dar totuși cât au construit ăștia, știi, poate să mai preia niște idei. Sunt convins că o sursă de inspirație extraordinară pentru și pentru activitatea viitoare imobiliară, dar și pentru diverse renovări și faraonii n-aveau problemele astea pe care le are dânsul acum, adică să-și permită unul să spună, nu-l pun pe ciucă. Cine eu sunt? Păi, știi? Adică pe vremea lui Tutankhamon, de exemplu. N-avea Tutankhamon, n-avea. Știi? La lui Nefertiti. Nu prea. Știi? Dar de ce zice așa? Era... Nefertiti? De ce zice așa? Că sunt român așa și țineau și așa. Nefertiti. Ce să zic? Deci cum se numea faraonul? Ramses. Ramses nu e așa, dar... Nu e, da. Tutankhamon. Nu. Acum, sigur, am văzut și niște glumele de Zavuez. Nu o să le reproduc la televizor. Au modificat un pic numele lui Tutankhamon. Au pus un M în loc de T. Urât. Foarte urât. Și nu... Astea, adică, nu, astea nu sunt glume. Nu. Chiar nu sunt glume și... Bine, domnul Bale. Da. Deci asta vreți dumneavoastră să faceți. Da. Deci, Moise am înțeles că totuși cu faraonul nu s-a înțeles și... Da, din fericire, Moise nu e român. Și atunci nu-i problemă că în România suntem... I-a făcut niște probleme. Da, i-a o moțiune de cenzură destul de... I-a făcut o moțiune de cenzură. La vremea respectivă. Da. A fost așa, adică a fost... Dar chiar mai multe moțiuni. A, și după aia când, mă rog, a despicat în sumările o lucrare de inginerie destul de... Da, laborioasă la vremea respectivă, trecea așa, ăia veneau în spate... Și am înțeles că aia care veneau în spate după dânsul, ăia n-aveau certificat verde. Și ai văzut? Asta e Pățăști. E tot, multe lucruri interesante. Deci de la certificat a fost. Dar da, eu cred că știți de unde cred că a tăiat, de pe croaziera pe Nil. Nu cred că mai. Eu cred că se dădea și pe Nil un pic, știi? Dar cred că ai de aici a mai tăiat, de la croaziera pe Nil. Bine. Bine. Rămâneți cu domnul Badea, vă mulțumim dacă v-ați uitat în această seară la emisiunea noastră. În doar câteva minute vine domnul Badea. Astăzi a fost o zi proastă. Mâine nu știm cum va fi. Cert este că într-o perioadă de felul acesta e foarte important să fiți informați, ceea ce noi vom face de dimineață și până noaptea târziu. Mâine s-ar putea să se închege oarecum guvernul sau să înceapă să prindă contur, pentru că mai sunt doar 3 zile până când domnul Ciucă poate să prezinte un guvern. De fapt, să depună la Parlament că are un guvern și are o majoritate. 3 zile. Ce se va întâmpla? Veți afla de la Antena 3, de la Antena 3.ro, de la Antena Play, sau dacă sunteți în mașină, faceți precum domnul Ciuvică, precum domnul Badea sau precum subsemnatul, urmăriți 3 FM. 3 FM. Domnul Badea, urmăriți? Da. Absolut, da. Ascultați, am vrut să zic, da. Urmăriți, mă rog. Da, mai urmăresc și din când îmi place cum arată frecvența. Și mă uit așa, mă liniștește. La stop, mă uit așa și... Vă liniștești, da. Așa. De-aia da. Unul tu vii mai liniștit, că ai stat la mai multe stopuri. Da, mie îmi place și FM, dar uneori, în funcție de subiect, mi se pare că nu scrie FM, mi se pare că scrie... FMM scrie. Așa, mi se pare că mă uit, adică... Bă, poate asta când ești tu mai... într-o stare mai specială. Rămâneți cu Mircea. Ne revedem mâine. Încetați, domnul Badea. Încetați! Da, ok. Pe mâine. Da, bun găsit la superbitatea de emisiune. Tot așa, vă propun, facem platouașul. Ba, 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 ba. Nu mai stăm să ne prostim, că nu... Mai, da, de ce să ne prostim? Când putem să ne prostim. Deci... N-am cum să fac ceva coerent, știți? Nu e nimic care să aibă noimă. Totul este la o ceaca, paca, la o... n-ai cum. Deci, hai să începem. Pur și simplu le luăm la rând, țac, pac, țac. Începem cu site-ul lui Tapalagă, care este userist, simplist. Știu că e un pleonasm, orice userist e și simplist, că altfel n-ar fi userist. Au murit peste 11.000 de oameni de la izbucnirea crizei politice. Cine și în ce fel plătește... pentru cea mai mare catastrofă umanitară din istoria recentă a României. Ăștia sunt toți cu plătitul, că să plătească, să plătească, știți, ei sunt cu plătitul. Useriștii, totul e cu să plătească, să plătească. Când e vorba să plătească ei, nu acolo...
Altfel sunt cu plătitul. Bun. Dar ceea ce este totuși foarte simplist și penibil, foarte penibil, chiar jegos aș putea spune, dar nu spun, la titlul lui Tapalagă, este au murit peste 11.000 de oameni de la izbucnirea crizei politice și pune în relație directă moartea 11.000 de oameni cu criza politică. I-a omorât criza politică pe 11.000 de oameni? Asta i-a omorât? Criza politică? Orice ar însemna asta? Deci este nici măcar populist, n-aș spune că este pur și simplu stupid titlul și foarte jegos. Hai totuși să spunem un titlu foarte jegos. Dar nu ne miră că, na, asta e, așa, asta e materialul clientului, cum să... Să trecem mai departe. Liberalii fac un pas înapoi și se arată dispuși să negocieze cu USR refacerea coaliției. Eu vă mai spun, și că ultima dată când vă mai spun, că cred că s-a înțeles foarte bine din prima și n-are rost să vă mai spun. Toată această prosteală, că e o prosteală, prosteala asta, tâmpenia asta de se întâmplă, nici măcar nu e importantă. Ăștia pe la televizoare sau pe site-uri încearcă să-i dea importantă, nu e. Să-i dea importanță, nu e. Dar toată această prosteală se întâmplă pentru că nu se respectă niciun fel Constituția. Constituția avea o noimă, adică o logică. Ăia care au făcut Constituția și care s-au inspirat din alte Constituții, au făcut-o cu o logică, mă rog, coerentă. N-are nicio legătură ce au făcut oamenii ăștia, inclusiv domnul președinte, pe care l-ați votat de două ori, cu Constituția. Nicio legătură. V-am mai spus care este noima, cum ar trebui să întâmple, de ce sunt consultările la Cotroceni, cum anume ar trebui generat numele candidatului la funcția de prim-ministru. În niciun caz, toanele președintelui și nu-i nicio problemă. N-am mers cu un om de-al meu, îmi pun alt om de-al meu. Nu așa e Constituția, nu așa funcționează în mod evident lucrurile, decât dacă se apucă eu știu cine, să apese pe niște butoane care n-au legătură cu statul de drept, cu democrația, cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu toate ele, adică, nu știu, dalea, păi da, să fac dosar penal, păi da, dar totuși, uite ce avem noi de la SRI despre tine și de-astea. Altfel, n-are nicio, nimic, nici zero șanse să se întâmple ceva pe sistemul și eu acum îmi pun un om de-al meu, că atâta vreau și după aia plec în Egipt. Nu. N-are cum să funcționeze așa ceva, repet, decât cu ajutorul unor metode conexe, care n-au nicio legătură cu Sanchi, Uniunea Europeană și alte ele. Deci, liberalii zice, fac un pas înapoi și se arată dispuși să negocieze cu USR refacerea coaliției, au însă și o condiție, că să nu facă parte ăia care, nu știu, ceva cu... N-am nervi de asta. Vreți să vă citesc? Bine, hai să vă citesc. Cu negocierile pentru un guvern condus de Nicolae Ciucă în blocaj total, PNL face un pas înapoi și se arată dispus să se așeze la masa discuțiilor, asta cu așezatul la masă, v-am spus numai, de un tâmpenie și asta cu așezatul la masă, ok? La masa discuțiilor pentru refacerea coaliției cu USR. Florin Câțu nu mai este atât de ferm în a-i trimite la plimbare pe oamenii lui Dacian Cioloș și ar fi dispus la o colaborare cu ei, cu condiția însă ca dintre miniștri să nu facă parte cei care au votat la moțiunea de cenzură. Păi n-au votat toți la moțiunea de cenzură? N-au votat toți? Adică există useriști din Parlament care să nu fie votat, adică atunci să nu fie useriști din Parlament, miniștri. Adică, există un domn care din când în când ne mai arată că e în viață, fostul lider PNL, Crin Antonescu, nu crede în refacerea coaliției cu USR. Niciodată nu am simțit atâta ostilitate între două partide, ori domnul Antonescu are experiență mare, n-a simțit ostilitate aici, are, fără doar și poate, credibilitate când vorbește despre asta. Fostul președinte al PNL a declarat miercuri 27 octombrie că refacerea coaliției între PNL și USR este o variantă înfundată, el susținând că niciodată în cariera sa politică nu a văzut ostilitatea care există în acest moment între PNL și USR, dar nu mai știam că e la curent, domnul Antonescu, adică dânsul e la curent, de unde nu pun la îndoială experiența domniei sale în a simți ostilitate, dar mai e conectat, adică mai are receptori de ostilitate la PNL, dar la USR. Se vorbește despre refacerea coaliției, nu știu, niciodată n-am văzut așa, atâta ostilitate. Mă tem că în ipoteza în care această coaliție s-ar putea reface conjunctural sub diverse presiuni, vezi, în acest moment ea nu are cum să dureze, pentru că acolo în interior conflictele sunt fundamentale. În al doilea rând există răspândite masiv în rândurile PNL și cred că pe bună dreptate o îndoială majoră în legătură cu capacitatea actului de guvernare, actului de administrație la partenerii posibili sau partenerii foști din USR. Vezi guvern... Bun, ok. Deci și așa mai departe. Să trecem mai departe, zic. DC News.
le luăm pe rând, bam, 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 am zis, subiecte, nu, nu mai, n-ai, că n-ai cum să faci un platouaș coerent, n-ai cum. Nicușor Dan nu s-a vaccinat nici acum, spune că nu s-a infectat de mult, deși a trecut o jumătate de an. Nicușor Dan a spus că momentan nu a reușit să se vaccineze împotriva infecției cu SARS-CoV-2. Bun, acum, poate că dânsul, poate că nu, chiar nu e preocupat de asta. Poate că e antivaccinist. Poate că, bun, poate că nu-i preocupat de asta. Eu aș fi, nu, n-aș fi curios, dar așa de dragul discuției, să ne spună de ce anume e preocupat, știți? Aici n-am, de ce anume e preocupat? E preocupat de ceva? Nu știu, de orice ar fi, orice, bă, mă preocupă, nu știu, campionatul de fotbal al Spaniei. Bă, bun, ok, eu, mă, ok, eu mă preocupă, nu știu, pescuitul de crab fitofag. Ok, da. Pare că nu e preocupat de nimic. Ceea ce până la urmă foarte bine. Eu nu sunt, eu nu mai fac parte din oamenii care încearcă să-i salveze, cu ghilimele de rigoare, pe conațional de propriile alegeri. Mi se pare, adică eu nu mai joc clar în filmul ăsta. Nu știu de ce anume, cine ce are, că Fritz, că Nicușor Dan, că bă, nene, timișorenii l-au votat pe Fritz, da, le doresc mult succes. Bă, nene, bucureștenii l-au votat pe Nicușor Dan, bă, le doresc mult succes. Bă, românii l-au votat pe domnul Werner, da, le doresc mult succes. Hai să vedem ce face astăzi președintele României, când aici în România se vorbește în modul acesta cu morți, care criza, vedeți în ce fel se pune problema, cum se contrapun decesele crizei politice, e o criză sanitară pe care, în sfârșit, dacă e contrazisă doar de șoșoci și budenci, în rest, oamenii cu țigrele pe casă totuși văd o realitate obiectivă. Hai să vedem, deci, ce făcea președintele dumneavoastră pe care l-ați votat de două ori. Mie îmi place ce face, e că e pe relax pe astea, e foarte ok, e la piramide. Dânsul este la vizită de stat în Egipt. Vorbeam aseară cu un amic și zic, păi, zic, domnul Werner este la în Egipt. Zic, păi, nu, zice, stai, că e în vizită de stat, asta să face cu un an înainte să programează, zice, nu e că a plecat așa în Egipt în concediu, e în vizită de stat, zice, asta e o treabă la care se lucrează cu un an înainte, cu nu știu ce. Aha. Zic, da, e pus la sfârșitul octombrie, mi-e foarte greu să cred că e pus aiurea la finele octombrie, că e numai bună vremea, știți, de... Da, hai bă, că nu se zice, da, vizita de stat, e vizita de stat, nu e, că dacă era de altfel, ok, bine. Și îi trimit pozele astăzi și îl întreb, ia zi-mi, cum e cu vizita de stat? Și el zice, da, incredibil. Nu mi se pare nimic, nu știu, e așa de incredibil. Am dat fotografiile pe, hai să dăm, uite, aici domnul președinte cu soția dânsului, eu nu pot să spun prima doamnă, că nu există instituția primei doamne în România, deci cu soția domniei sale, la piramide fac poze, dânsii sunt îmbrăcați în alb și vizitează, am dat-o și, da, deci dânsii sunt, asta este vizita de stat în Egipt. Ne amintim când au fost la Roma, în vizită la Roma, a fost atunci o oarecare tevatură, a fost în vizită la Roma și după aia a mai stat două zile, că s-a dus să viziteze și Pompei. Ceea ce e corect, că dacă tot, bă, na, mai... Păcat, te duci în Egipt și nu vezi și piramidele, nu? Dacă tot te-ai dus. Că, până la urmă, ce? Păi da, dar nu știu, că astea, cu crizele, cu astea... Ăsta mi se pare un argument foarte bun, am spus-o și pe Pasa cu Sinteza Zilei. Mă, că nu e criză în România. Mă, în România poate că nu e criză, știți? De fapt. Sau nu e niciun fel de criză. Poate că ni se pare, unora, mie nu mi se pare, eu sunt perfect relaxat. În legătură cu criza sanitară, partida e de mult pierdută. Și se va rezolva prin selecție naturală de la sine. Când se va rezolva, nu va dura foarte mult până să se rezolve, în mod absolut natural. Deci sunt relaxat din acest punct de vedere, pentru că îmi dau seama că nu e nimic de făcut. Nu, e, nu mai e nimic, nimic, dar nimic nu mai e de vorbit și nimic de făcut. Am văzut astăzi tevatura cu pașaportul verde, că nu s-a aprobat. Discursul penelist-ouserist era că pașaportul verde, adică ei se comportau ca și cum era de la clar treaba stabilită de Dumnezeu Tatăl, că pașaportul verde rezolva pandemia pe cocioc. Evident că nu e așa, dar ei se comportau ca și cum, păi, noi în loc să rezolvăm, punem bețe în roate. Păi da, da, ideea era, ne-a spus și domnul doctor Străinu Cercel, sper că nu o să-l fac acum pe doctorul Străinu Cercel antivaccinist, sper totuși, că nu se ajunge până acolo încât să se spună că doctorul Cercel e antivaccinist. Dar
Ne-a spus, deci, domnul doctorul, care e de infecțioase, ce să vezi. Domnul doctorul ne-a zis, ne-a explicat, ceea ce era destul de clar, că prin felul în care au gândit ăștia certificatul verde alu pește prăjit, nu se limitează transmiterea virusului. Adică ei au făcut certificatul verde la modul ca să oblige lumea să se vaccineze, de fapt. Adică să fie un fel de vaccinare forțată. Obligată. Nu forțată, dar cam obligată, așa. În sensul ăsta mergea certificatul verde românesc, așa cum l-au conceput ei. Dacă accentul ar fi fost pus pe oprirea transmiterii virusului, de departe, numărul unu ar fi fost testarea în treaba asta, în certificatul vieții. În Germania vă spusei că știu concret, n-am mai stat să dacă acolo cum e, da acolo cum e, da acolo cum e. Nu e o situație identică peste tot. Nu. Sunt multe diferențe între statele civilizate. În Germania, și dacă ești vaccinat, și vii, dacă ești vaccinat, bună ziua, sunt vaccinat, mă bucur pentru dumneavoastră, test aveți? Deci trebuie să când de ce? Pentru că exact cum știam, că doar dracului, am vorbit despre asta, m-am săturat până peste cap, a zis-o și domnul doctor de la tribuna Parlamentului și astăzi, vorbim despre certificatul verde, că bă, și vaccinatul se poate infecta și poate transmite carcalacul. Deci certificatul verde ar trebui să meargă în direcția limitării răspândirii virusului. Ori, în mod evident, vaccinul nu limitează cine știe ce răspândirea virusului, limitează decesele, limitează demența și nebunia și situația absolut horror de la ATI, dar nu limitează răspândirea. Bun, și am văzut acum, da, bun. Nu oricum ar fi că certificatul verde, că certificatul roz, că nu știu ce, că e mult prea târziu și mult prea puțin orice s-ar face, oricât de drastic, e mult prea târziu și mult prea puțin. De asta sunt absolut convins că de vorbit, oricum nu mai avem ce vorbi pentru că s-a vorbit și în dungă, cine, ăia care și-au făcut, toată lumea are deja o concepție în mintea fiecăruia, există o decizie personală în legătură cu pandemia. Că unii sunt așa, că unii sunt așa, că unii sunt așa, foarte greu de crezut că își mai modifică unii concepția în orice fel ar fi. Rămân fiecare pe metereze, vor spune aceleași lucruri până o încăpia. În primăvară ne numărăm. Asta este singurul lucru pe care îl mai pot face românii, să se numere în primăvară. Să trecem, cred, mai departe. Știri pe surse. Județul care nu mai are medici pentru că mulți s-au infectat, Beton. De asta vă zic cum e. Vâlcea. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea solicită ajutor din partea medicilor de familie din județ pentru a putea asigura gărzile la unitatea de primiri urgențe pediatrie, după ce o parte din medici, deci la copii, s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar cei care au mai rămas fac cu greu față solicitărilor. Având în vedere contextul epidemiologic actual și faptul că o parte din medicii din departamentul UPU pediatrie sunt pozitivi, vă rugăm ca în măsura posibilităților să ne ajutați prin informarea medicilor de familie din județ care ar dori să intre în linia de gardă UPU. Absolut horror. Absolut horror. Strigă de disperare unui medic de la Matei Bal și în zilele acestea se stinge o întreagă generație de bunici. Anticorpii monoclonali au tot mecanism ARN. Absolut da. De-aia, văzând antivacciniștii urlând din bojoci anticorp monoclonal, zic, da, sunt făcuți tot de Big Pharma, costă mult mai mult decât vaccinul și sunt tot pe același mecanism. Dă! Gata! Bine. Anticorp monoclonal! Bine! Anticorp monoclonal. De-aia n-am eu pulover pe gât, după cum bine vedeți. N-am. Da. Gata cu asta. Că nu, oricum e degeaba, oricum e mult prea târziu. Asta e. Mai departe. Câte minute mai avem? Ziarul Adevărul. Compensarea
facturilor și plafonarea prețurilor la energie adoptate de Parlament. Nu cred că e bine. Am mai spus deci. Adică nu cred că e bine. E o iluzie. Lumea, de fapt, se hrănește cu iluzii, vrea iluzii. Iluzia că sunt ajutați. Păi de cine sunt ajutați? Păi de guvern. Compensarea facturilor la energie și plafonarea prețurilor adoptate de Parlament. Asta este cazul clasic de îți dau cu o mână și îți iau cu alta. De ce? Păi din ce bani să pot face? Oricum, de costat costă cât costă. Cât costă? Cum să fac? Eu nu mai intru acum în detalii noaptea. Îți dă bani cu o mână, îți ia cu alta. De rău va fi rău. Doar că lumea va avea senzația, cel puțin o perioadă până să-și dea seama, păi stai că tot rău e. Exact. Că, domne, gata, hai că uite, au luat ăștia măsură cu compensarea și plafonarea. Dacă vreți, putem intra în detalii, dar nu cred că face audiență, pentru că în România, antiglobaliștilor care își trăiesc viața pe Facebook, de antiglobaliști ce sunt, ei oricum nu citesc decât titlul. Majoritatea oamenilor pe planetă, dar și pe Cocioc, nu citesc decât titlul. Deci dacă au citit asta, compensarea și plafonarea prețurilor energiei adoptate de Parlament, gata, mă, bine, ca să nu mai... Păi stai, mă, puțin să intrăm unde... O, mai mă, lasă, că bine că s-a rezolvat. Nu, nu, nu s-a rezolvat. E doar o iluzie, prostie. Bine, atunci, să trecem mai departe. Da, uite cum pun ăștia problema în ziarul Adevărul. Zice, cerut cu disperare de medici, certificatul COVID a fost refuzat de senatori. Am văzut că medicul străin Cercel a explicat care e problema cu certificatul verde. E... Trebuie să spun, e... nu, n-ai cum. În România n-ai cum. N-ai cum ori nimic. Deci n-ai cum să discuți logic, nimic. Totul este din bojoci, totul este din ficați, totul este din alte organe, nu din creier. Niciodată nu-i din creier, nimic nu-i din creier în România. Văd aici că, nu știu cine propunea, că să se facă o analiză. Acum încerc să vă dau exact titlul, că de ce nu se întâmplă, încerc să găsesc titlul, dar mă puteți, că e dileală totală, de ce se întâmplă, de ce am ajuns în situația să se facă o analiză, de ce s-a ajuns, de ce a ajuns România în situația în care se află. Și se încerca o abordare din astea intelectualistă așa și... vezi, doamne, complexă, în care, doamne, dar cu tare, dar nu știu ce, dar nu știu cum, da. Ok. Și eu am un răspuns mult mai simplu și care cred că este răspunsul corect. Și anume, pentru că în România sunt români. Dar de ce în România s-a întâmplat nu știu ce și nu? Pentru că români. De asta. Și asta nu e nici că e de bine, nici că de rău. E o constatare. Adică asta e. Dar de ce în România? Pentru că sunt români. De asta. De ce în România orice? Pentru că ăștia suntem. Ziarul Libertatea suferă tolontan mult aici, că primul mare dosar suferă tolontan. Când suferă tolontan, eu mă bucur, în general. Și în special, primul mare dosar trimis în judecată după catastrofa de la Colectiv va trece în 2022 fără decizie în prima instanță. 4 ani fără sentință în dosarul Barocamera. Barocamera a fost primul dosar în care a fost implicat un nume mare din medicina românească după incendiul din clubul Colectiv. Desigur, obsesia lor, Colectiv, unde universul era de vină, tot universul neuserist era de vină pentru Colectiv, ceea ce, acum pe bune, chiar nu era tot universul de vină. Dar, măi Tolontan, îți spun de ce primul mare dosar... la 4 ani nu e nicio decizie în instanță. Dintr-un motiv foarte simplu. Posibil motiv, nu zic că ăsta e mă. Poate că dosarul era o cretinitate. Poate că dosarul era o idioțenie. Poate era o oligofrenie dosarul. Eu cred că era o oligofrenie dosarul ăsta cu Barocamera. Sigur că justiția din România, când are de-a face cu un dosar oligofrenic, poate să spună, bun, e un dosar idiot și cu asta basta, să-l claseze. Dar uneori le e frică de, uite, de propagandă, de astea, de vai de mine, și așa să înceapă, Colectiv, Colectiv! Ce? Așa. Deci dă reacția din bojoci. Și atunci, a, să mă, cu asta basta. Deci,
posibil răspuns de ce sunt 4 ani fără sentință în dosarul Barocamera, poate pentru că dosarul este oligofren. Să trecem mai departe. Da, hai să vă arăt ceva absolut extraordinar. Extraordinar vă arăt. Să deschid un pic... Ceva superb, superb. Dau, gata, cu cociocul, suficient cu cociocul. The Guardian. Avem The Guardian, 60%, 60% dintre americani, atenție, consideră că firmele petroliere sunt de vină pentru criza climatică. Deci 60% dintre americani spun că firmele care cu petrolul, oil firms, sunt de vină, to blame. Majoritatea americanilor vor să vadă companiile petroliere și de gaz învinuite pentru minciunile despre criza climatică și pentru contribuția lor la încălzirea globală. Și ne spune și sursa care a făcut acest sondaj și nu știu ce. Ok, sursa e una absolut credibilă, Guardian de asemenea, este o publicație absolut respectabilă. Deci putem lua în serios această concluzie statistică, sociologică din titlu. Deci 60% dintre americani cred că încălzirea globală este pe bază de companii petroliere și de gaz. De parcă, mă rog, companiile petroliere au vândut petrolul ăla cui? Adică nu oamenilor, ar fi putut oamenii să meargă cu mașinuța, ar fi putut să le vină tonele de rahaturi pe care le cumpără la botul calului fără petrolul cu care s-a făcut transportul. În sfârșit, asta e trăsătura numărul 1 acestei specii din care facem parte. Nu numai trăsătura cociocului, am identificat-o absolut viguros de fiecare dată și aici pe cocioc, dar este, fără doar și poate, o trăsătură a speciei, ipocrizia. Hai să vă arăt ceva absolut fabulos. Vă arăt acum ceva cu adevărat fabulos. Acum, dacă tot încălzirea globală și 60% dintre americani cred că sunt de vină companiile de petrol și de gaz, vă dau o știre de pe Hot News, din secțiunea Science. Vă dau de pe Hot News, puteam să vă dau tot așa, dintr-o publicație internațională, că de acolo e preluată. Vă dau de pe Hot News, că e deja în românește, nu mai trebuie să mai traduc eu. Antarctica a fost răvășită de uriașe incendii. Cum? Ce au făcut? Cine? Antarctica, acum cel mai rece continent, da, a fost răvășită de uriașe incendii de pădure. What? Acum 75 de milioane de ani, pe vremea dinozaurilor. Deci, Antarctica, pe vremea dinozaurilor, avea păduri și incendii. Și acum are blocurile astea mari de gheață, care cică se topesc că mergem noi cu mașina și mâncăm vacă. Antarctica, acum cel mai rece continent, era acoperit de conifere. Ia uzi, în perioada de final a Cretacicului și era răvășit de incendii de pădure acum 75 de milioane de ani, arată descoperirile făcute în ultimii ani și analizele acestor descoperiri. În urmă cu mai bine de 70 de milioane de ani, în Antarctica trăiau și dinozauri, și activitatea vulcanică era intensă. Bun, deci în mod evident, planeta arăta cu totul și cu totul altfel acum 75 de milioane de ani. În loc de Antarctică erau niște boșcheți unde se căcau dinozaurii și unde mai luau foc pădurile. Mă gândesc dacă pe vremea aia o fi existat vreo Greta, că specia umană sigur nu exista atunci. Specia umană este mult mai recentă. Știi? Specia umană are aroganța să creadă că ea va salva planeta, care are o existență uriașă, uriașă, cu mult înainte de a se naște specia asta imbecilă din care facem noi parte. Deci acum 75 de milioane de ani, când lua foc pădurea în Antarctica, specia umană nu exista. Mă întreb dacă vreo Greta, din rândul dinozaurilor, sau eu știu ce rahaturi mai existau atunci, o fi zis, bă, avem de-a face cu răcirea globală. Avem de-a face cu răcirea globală și cine e de vină pentru răcirea globală. Deci, vedeți, planeta la un moment dat s-a răcit singură, s-a numit glaciațiune. Adică n-a venit compania de petrol, nu știu cât să bășea vaca, dacă nici nu cred că exista pe vremea aia. Da, petrolul de fapt sunt dinozaurii. De fapt, dinozaurii s-au făcut petrol între timp. După, da, în 75 de milioane de ani, ce să vezi? Deci, posibil să nu fie exista nici petrol atunci, deci nu exista ce anume a cauzat
răcirea globală pe vremea respectivă. Acum am înțeles că încălzirea globală este cauzată de stilul de viață de în ultima 100 de ani, de fapt. Ok. 100 de ani, înțelegeți? 100 de ani. Acum 75 de milioane de ani, milioane. Ce anume a cauzat răcirea? Poate că asta face planeta din când în când. Sigur face asta din când în când singură. Nu sunt oamenii specia asta de imbecili atât de șmecheră încât influențează ea planeta atât de decisiv. Planeta din când în când are ea ciclurile ei. Noi la scara, această specie de idioți, este la scara vieții planetei, este absolut o efemeridă. Deci este cam ce reprezintă viața unei muște pentru viața unui om. Cam asta cred că e comparația corectă sau poate chiar mai crâncen de atât. Deci îți dai seama cum ar fi o muscă să naște o muscă acum și din toate zice eu vreau să schimb specia umană că să o salvez. Da, și treacu din gură. Bun. Deci tare ce v-am arătat sau tare, nu? 75 de milioane de ani erau păduri, luau foc. Acum sunt ghețari, dar acum nu mai e planeta aia care schimbă clima. E... Ok, gata, s-a înțeles treaba, trece mai departe. Între timp s-a dezvăluit la propriu, s-a tras așa o cuvertură. Arată-ne, te rog, acest Călinescu, dă-mi filmul din stânga, tătuțule. Așa, da. Deci ăsta este cel mai nou model de Chevrolet Corvette. Astăzi a fost prezentat. N-aud nimic din ce spui, Călin, dar e ok. Bun, îl dăm așa, dă-l să văd, că să nu vorbesc pe sec. Să dăm ca la televizor, gen. Filmul are 4 minute, sigur că nu ne apucăm acum să dăm tot filmul, că n-am băut gaz. Este cel mai puternic motor aspirat, încerc să deschid textul, dar nu îmi iese. Nu știu ce dracu nu-mi iese. Nu-mi iese. Doar o secundă că, da, nu-mi iese. Încercam, dar nu pot. Supercar blondi. Gata, hai că am putut. Da, nu n-am putut. Vă țin minte pe din afară că nu pot să pun textul, nu știu din ce motiv. E cel mai puternic motor aspirat. Aspirat înseamnă că nu e turbo. Știți că americanii, motoarele americane nu sunt turbo. Ei nu prea au înțeles o pasta cu turbo, nu e interesat. Au făcut motoare aspirate, așa se numesc cele care nu sunt turbo. Și are aproape 700 de cai, neavând niciun turbo. Deci nu e ca cum sunt alea biturbo, triturbo și diturbo. Deci nu. E motor aspirat, începe aici și se termină în berceni. Știți, cam așa ar fi. Aici spui portofelul, normal, și actele, că ce să spui acolo, și sandwich-ul, ți-e și un sandwich dacă e sau... Cam atât încape în portbagajul ăla, dar nu despre asta e mașina. Are și un buton secret, uite, apeși aici și se deschide, ia să vedem, uite, să vedem motorul. Așa. Aoleo, și unde e motorul totuși? Cred că motorul e pe centru, mai avea un portbagajic mic acolo. Cred că motorul e undeva în toată mașina. Cred că e răspândit în toată mașina. Ok. Și ne tot arată, ne tot prezintă, e foarte... Doamna e celebră în lumea mașinilor, se pricepe foarte bine și este prezintă toate noile modele și astea. Uite motorul. Deci, auzi, natural aspirated. Cel mai puternic. Da. Bun, e un V8. Cel mai puternic făcut vreodată. Okay. 670 de cai, asta vă zic. Ok. Da, e nebunie. Eu mă întreb, ce dracu mai faci cu mașina asta în paradigma actuală? Ce dracu mai faci cu ea? Când asta cu viteza, nici măcar peste tot să scădem viteza, deci mai avem un pic și mergem mai lent decât calul. De dacă, mă rog, călărești un cal ca lumea, cum ar fi, că avea Ștefan cel Mare, calul catalan pe care l-a primit de la papa de la Roma, când i-a zis papa de la Roma, lui Ștefan cel Mare, că este atletul creștinătății și i-a dat calul catalan, alb, ăla băga, ca să zic așa, viteză mai mare decât ai voie să te plimbi acum în majoritatea orașelor din lumea civilizată. Iar pe autostradă, în America, asta e mașina americană, băi nene, eu v-am mai zis asta, mie mi s-a părut fabulos atunci, între timp m-am obișnuit și m-am și săturat să povestesc, dar e bună de fiecare dată povestea. Am plecat din Los Angeles în Las Vegas cu grupul, cu un microbuz. Și eram în microbuz. Și m-am culcat. Și când înainte, 4 ore durează drumul.
Este ceva atât de plicticos, este cel mai plictisitor drum ever din Los Angeles în Las Vegas. Este pentru un deșert, cel mai plictisitor deșert ever. Și în stânga aveam un Maserati, în dreapta, noi eram cu un microbuz. În stânga aveam un Maserati, în dreapta aveam un Ferrari. M-am culcat. Am dormit că, na, rangă. Peste două ore când m-am trezit, același Maserati era în stânga, același Ferrari era în dreapta. Mergeam toți cu aceeași viteză. Care-i șmecheria? Acum, ba, ți-o mai și confiscă dacă te-a prins. Că e ceva foarte, foarte crâncen. Foarte tare, Hot News are un subiect gata. Și-au băgat și ăștia picioarele, că nu mai și în criza sanitară, că nu mai e nimic de făcut. Asta, așa zisa, criză politică. Când îl vezi pe președinte în alb la piramide, deci am înțeles și cu criza politică, e bine. Da. Te simți așa penibil ca să te îngrijorezi. Sau eu nu m-am îngrijorat deloc, după cum bine știți, că nu, din potrivă, consider că e foarte bine exact așa cum e. Și atunci, ce se întâmplă în creierul oamenilor de Black Friday și cum sunt păcăliți de comercianți? Se apropie perioada din an în care comercianții se pregătesc să manipuleze creierele consumatorilor, totuși. Săracele, vedeți cum e pusă un populism tot așa. Săracele creierele consumatorilor, cum sunt ele creierașele, victimele comercianților. Bă, dar dacă totuși creierele comercianților sunt mai capabile decât creierele consumatorilor, hă? Se apropie deși așa. Black Friday, totul are legătură cu structura creierului și cu sistemele de recompense. Taci, chiar mi-era poftă să aflu despre structura creierului meu, presupunând că dracu creierul meu mai are vreo structură. Nu mai are. E praf, e pilaf. Totul e psihologie. Cuvântul reducere sau discount este cel care păcălește cel mai mult creierul. În creierele noastre avem structuri numite sisteme de recompense, spunea expertul în neuroștiințe Christian Elger. Acum cred că avem și chipuri dacă ne-am vaccinat, nu? Ne spună ei acum, nu? Avem și chipuri acum, eu știu. De fiecare dată când aceste structuri sunt activate, diferite grupuri de neuroni sunt declanșate. Acestea stimulează senzația de plăcere. Acea senzație este atât de puternică încât creierul nostru uită totul în acele momente. Făcând o comparație cu prețurile, cuvinte ca vânzare sau ofertă, activează sistemul mult mai mult. Pentru a compensa, avem regiuni din creier care ar trebui să-și dea seama dacă achiziția este necesară sau nu. E, bine, mă. Totuși, când se confruntă cu reduceri de prețuri, discount, această regiune, abia dacă este activă. Dacă cumperi fără să te gândești la factori precum necesitatea. Nu vă supărați, dar lăsând la o parte cuvântul reducere, noi, religia noastră pe planetă este consumerismul. Nu că dacă scrie că e discount, că scrie că e discount și îți paralizează creierul, că aveți reducere, și ai reducere. Bă, cumperi oricum ar fi că cumperi. Nu că ai nevoie. Păi așa, dacă ar fi să cumperi doar ce ai nevoie, n-ai mai cumpărat, dracu, aproape nimic. Pe sistemul, ai nevoie. Cum n-ai nevoie? Ai nevoie să te simți în rândul lumii. Asta e de bază, nu cuvântul reducere. Ai zis, băi, să cumpărăm, de ce? Că n-avem altă idee. Cum mai nou este asta cu să mâncăm. În lipsa oricărei alte idei, a venit aceasta, știi, nu știu ce să fac acum. N-am creierul blocat complet, nu știu ce să fac în momentul ăsta. Mănâncă ceva. A, da, ce idee bună. A spus că întotdeauna asta. Dar de ce mănânci? Nu știu, așa am mâncat acum. Ți era foame? Nu, da, așa. A, am ronțăit. Și după aia am văzut o fotografie. Bă, sigur nu ți-am dat fotografia aia absolut senzațională de în anii 70. Din când în când pe niște conturi mai deștepțele sunt și de-astea de Instagram, mai pun ăștia poze. Mai da cu o perioadă. Și era o poză din anii 70 de pe plajă, unde plaja era absolut plină, 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 plină. Plină. Și pe plaja plină, plină, ideea era în felul ăsta. Ia uitați-vă pe plaja asta plină, 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 în poză din anii 70 și identificați o persoană supraponderală. Nu o să reușiți. Bă, într-adevăr, nu era nimeni supraponderal pe plaja aia. Și nu se inventaseră toate astea acum cu dieta paleolitică, paleologică era să zic, cu dieta, nu știu, Ducan, Flencan, Ciuncan, că nu știu să le spun la alea, cu aia de zi de mănânci numai carne și cum se numește aia, mă, că nu, mă rog, whatever. Cu numele alea, nu se inventaseră fitness-ul la modul acesta absolut industrial și acum la fitness. Și toată lumea zice, nu. Și cu toate astea, într-adevăr, nu.
Nu. Pă, pădita mai, plaja nu era, dar spor nu ți-am dat, ori am pierdut platoașul pe parcurs. Hai să vedem acum, am vorbit despre mașini și despre inutilitatea mașinilor cu motor mai mare de 30 de cai sau ceva. Hai să vă arăt totuși la ce se folosește o mașină mare, poți să sprimi leul cu ea. Asta da, hai să vedem. Dacă ar fi ăsta, ar fi român și ar ieși cu ăsta în parc și totuși aici, bă, la totuși are un leu și zice, ăsta așa, să tă mai așa un pic că ăsta are un leu, el ar zice, aaa, nu vă fie frică, nu mușcă. Nu, că l-am crescut ca lumea, nu vă fie frică, nu. Da. Am vorbit despre Las Vegas, atunci trebuia să o dau, nu-i nimic, acum 2 minute vorbim despre Las Vegas, un tântălic, așa, unul, manechit sunt ăsta, Riv, nu știu cum naiba îl cheamă, care a fost cuplat vreo 2 săptămâni, o relație deci de lungă durată, cu Duduia Goicoecea, o tot difuzăm și în dungă, dânsa totuși neavând dungi. El, Las Vegas, sigur nu este asta, este Florența. Clar n-arată așa în Las Vegas, îți pot garanta, este ălălalt de să vede blocul pe geam, crede-mă, acolo e Las Vegas. Așa. Deci este în Las Vegas, Nevada, și acest cetățean a plecat pentru weekend în Vegas și zice, n-aș fi putut să cer un weekend mai minunat. Cine are o priveliște mai minunată, zice el, că în pat de acolo și aveți de lângă pat, să uită și vede, mă rog, ceea ce pare a fi MGM Grand, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, cred că e fix, de fapt, eu știu, ce ar putea să fie? În sfârșit. Și ce n-aș fi, cine are un view mai frumos? Acum, cu toată dragostea vă zic, nu e rău view-ul lui, dar nu e nici vreo minunăție dacă îl comparăm cu view-ul din Florența. Și acum o să difuzăm filmul cu Florența, să-l luăm pe cetățean, să-l dăm pe ăla cu Florența, filmulețul. Este undeva la o locantă, unde pe geam vezi, era să zic mall-ul din Florența, vezi domul din Florența, da, foarte tare. Am fost o singură dată la Florența în viața asta, vreo 2 zile. Unde am luat și o amendă de viteză, bineînțeles. Da. Mai m-aș duce. Cred că este unul dintre cele în top 3 orașe superbe de pe planetă. Bun. Să trecem mai departe, zic. Să trecem mai departe. Hai să ne mai uităm un pic pe 6 minute. Bun, ăștia au dita mai articolul despre nimic, mă, pe Hot News, asta cu Black Friday. Se cumpără de Black Friday datorită reducerii afișate. Culoarea roșie câștigă. Adică afișează reducerile cu roșu, știi? Cumpărăturile cu cardul nu sunt recomandate. Auzi, am mai auzit teoria asta, nu-i rea, mai am eu încă una, că ceea ce păcălește foarte mult creierul este atunci când cumperi cu un card de credit. În acel moment nu simți că ai cheltuit mult, că nu-s banii tăi, adică zici, bă, plătesc cu bani pe care îi dau eu. Nota de plată vine după ceva vreme, când oamenii aproape au uitat de banii pe care i-au cheltuit. Recomandarea asta este de a nu folosi astfel de carduri. Se recomandă plata cash, pentru că atunci când dai fizic banii, simți pierderea. Când aceasta atinge un anumit nivel, creierul începe să ofere o senzație de neliniște. Eu cred că sunt 2 motive... pentru care plata, Doamne, cu cardul este mega împinsă pe planetă. Din punct de vedere al guvernelor, controlul. Ești conspiraționist? Da, sunt. Nu conspiraționist, a proastă. Asta, a proastă nu sunt. Da, conspiraționist? Da, sunt. Istoria omenirii e un lung șir de conspirații. Deci guvernele au tot interesul să împingă establishmentul, ca să spunem așa, guvernele sună că, uite, guverne, adică ce guvern? Noi avem guvern, zicem establishmentul, așa, generic. La nivel planetar, are tot interesul să împingă plata cu cardul. De ce? Pentru control. Dacă cineva vrea să știe obiceiul tău de consum, ce, când, cum ai cumpărat, să uite, pe aia știe instant pe ce ai dat banii, când ai dat banii și așa mai departe.
lucruri care ar trebui să fie absolut private. Aceste informații sau aceasta poate părea inocent, adică aia e mare lucru. Poate părea inocentă până când nu mai ești, știi? Adică ea, da, mamă, și ce, am cumpărat chiloți și prezervative și am, ce să spun, ok. Bine, după care, dintr-o dată devii antiglobalist când e vorba de altele. Ok. Dar de ce cred că mulți dintre noi preferă plata cu cardul în multe dintre situații, pe lângă faptul că așa li se spune și oamenii în general fac ce li se spune, adică cu cardul e mijlocul modern de plată, e să mă simt civilizat, adică nu mai plătesc, mai umblu cu bani după mine, zici că umblu cu ei în sacoșe sau știi, zici că-s gantere banii respectiv. Umbli cu un căcat de plastic, nu mai umbli cu niște hârtii, umbli cu un plastic. Ce să spun, ce civilizat ești, ok? Dar vă spun de ce, clar, mulți preferă plata cu cardul, nu mai dau bacșiș, nu mai dau șpagă, bacșiș. Când plătești la benzinărie, dacă așa câțiva lei, rămân nu e câțiva lei. Cu plata cu cardul nu e, e la centimă. Și la benzinărie, în orice altă situație, la puc, la centimă. Nu mai zic, da, să... Știi? Da. Bun, hai să mai dăm acum, că mai avem foarte puțin timp și multe chestii, o poză care nu mai are nevoie de niciun fel de comentariu. Dă-mi-o pe aia de stânga de jos, te rog. Cu doamna care stă pe ciuci. Hai să vedem ciucii pe care stă dânsa. Bă, da. Absolut da. Da. De trei ori da. Chiar de mai multe ori da, aș putea să spun. Să trecem. Ne spune că ne iubește și ne apreciază. Chiar simțeam nevoia să mă aprecieze. Mă simt așa mult mai bine. E o doamnă, Natalia o cheamă. Natalia Cabral. Am zis, hai să vedem ce face doamna Natalia Cabral. Stă la plajă, unde să stea și dânsa, o fi în Egipt. Eu știu, o fi și dânsa până în Egipt, până în Bali. Asta e poză din Bali, nu e din Egipt. Maxi relaxo. Adevărul că ea pare genul care să se încordeze așa, nu? Da, astea, vicisitudinile vieții, par că o solicită și din când în când simte și ea nevoia să relaxeze, că nu mai poate nici să stea așa încordată, uite-te. Da, maxi relaxo. Da, absolut. Mai departe. O femeie îmbrăcată ca o femeie, din specia aceasta foarte, foarte, pe cale de dispariție, avem, da, absolut, da. Dar ce se vede, asta, doamna asta, o fi în Egipt, doamna asta nu, că parcă, o fi în Egipt, nu, cred că e. Da, am zis atâta doar, că nu e, e roșu, cum a zis ăsta de pe Hot News, culoarea roșie câștigă de Black Friday. Așa, da, apropo, e în regulă să se numească Black Friday, nu vine nimeni să spună, nu vă supărați, Black nu e în ordine să se numească, pentru că... Poți să spui culoarea roșie câștigă de Black Friday? N-aș vrea să mai intrăm în aceste discuții. Foarte tari sunt ăștia care se duc, fii atent cât de tari, să și plictisesc mult, dar au și idei bune în capul lor, filmul din... Așa, fii atent aici ce fac ăștia, simpatici rău. Adică să joacă, dar surfing-ul pe sub apă, cu... Deci, băi, frate, ne plictisim rău. Hai să facem așa o treabă, să fie așa o schemă, să gata. Bun. La... În Egipt e cu scufund. Îmi place Egiptul acum mai nou. În Egipt e cu... Cum mă, la revedere? Dăm și aia cu... Să vedem și aia ce e ultimul film. Hai să-l dăm și pe ăla, să închidem seara cum se... Ce-am făcut, Bobiță? Sper că nu-i cu prostii. Ți-am dat ție... Bă, nu-i cu prostii ăsta, nu? Călin. Ai mă zi, e cu prostii? Hai, arată. Ia să văd. Dacă e cu prostii, nu-l dăm. Dă să văd. Așa. Aoleu, ce ai făcut, Bobiță? Ia, uite ce e în camera asta. Uite cine a făcut asta, mă, mâncalar tata. Uite cine a făcut aici. Ia, uite, mă. Uite, păpușoiul ăla a făcut asta. Tu ești, mă? Da, tu ai făcut asta? Ia uite-l, mă, drăguțul. Bravo, mă, tăticule. Gata, s-a terminat minunăția de emisiune. Azi e miercuri. Joi. Vă susțin.